pentru că a fost cu noi de fiecare dată când am avut nevoie, a ajutat grădinița. A fost un stăpân și este și până în prezent și o să fie un stăpân de nădejde. Îi rugăm, îi dăm cuvântul domnului Valentin, ce are de spus, să felicite pe părinții, copiii cu... Așa prezentare nu-mi rămâne nimic dacă nu mă adresez că, dragi băieți și fete mari, am avut o prezentare, nu mai sunteți de la copii, dar nu este pentru părinți copii, nu este mai asistente, stimați părinți și nu în ultimul rând faptul de dat ca instituții preșcolare de grădinița. Nu vă rămas copiii mult timp. Sunt în vacanța de vară și treceți în alte instituții. Părinții voștri, voi nu cunoați. Părinții știu cum într-o seară a fost instalat mobilierul și a doua zi au fost deschise grădinița. Sfinți-mi, spune-mi, și acum sunt copii, au spus ei singuri. Știu a citi, știu a scrie, a recita poezii și de frumos dansat. Primul pas în viață l-au învățat aici în instituție. Eu sunt încredințat că a fost cald, a fost sătui și a acăpărat un bagaj de cunoștință datorită corpului didactic care este aici în instituție. Îmi rămâne să vă doresc o cale ușoară în viață, să aduceți numai bucurii părinților voștri, să aveți note numai bune și foarte bune și nu vă temeți de școală. E tot aceea ca și grădinița, nu o să aveți manuale și o să fiți apreciați prin note, prin matriculare. Eu vă doresc o cale fericită, stimați părinți. Asta e bucuria dumneavoastră, asta e viitorul dumneavoastră, susținerea dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă aducă numai bucurii din partea lor și Doamne ajută pe viitor.